G2A. Jocuri carnivore la prețuri ierbivore. Folosește codul SKY pentru o reducere de 3%. Bună să vă fie inima, dragilor, și bine v-am regăsit la un nou episod de Ark Survival Evolved cu lumea de pe live. Nu. Unde a dispărut? Așa. Ok. Super rapid. Pune-te jos. Ia chibul ăsta la tine în inventar. Nu, stai locului guștere, Nu mă, hai mă! Așa. Atât! Oh my god, yes! Yes, unii. Vin la tata, hai cu mine! 575! Poison badass, bitches! Oh my fucking god! De când mi-am dorit? De episodul trecut mi-am dorit. Nu pot să cred, what? Încă unul de level 440. Nu mai am Golden Keyball, ce fac? Fac mică, nu mai am Golden Keyball. Teo! Vorbesc? Da, toată lumea de pe chat mă disperă că vor oamenii un giga, să luăm giga-ul. Fraților, calmați-vă, vă rog eu frumos, calmați-mă pe mine, da. Ajungem să luăm. Deci nu pot să cred, acum îi găsesc peste toți? Peste toți, doamne, nu, m-am prostit. Deci mă bucur atât de tare că l-am găsit pe ăsta că am început să mă tâmpesc. Și ăsta e tot badass, mă, că nu realizez. Da, să moară, uitați-vă și voi, acum îi găsesc peste toți. Și ăsta e level mai mare un pic? 435 versus... Băi, deci nu pot să cred, am stat ca tâmpitul pe aici să omor la pteranodoni. 440, ăsta e mai șmecher un pic. Ok, hai să ne întoarcem să vedem dacă suntem în stare să găsim un Golden Dodo pe undeva, nu se știe pe une. De ce avem nevoie de pteranodonul ăsta de poison, ca să ne înțelegem? Am văzut că drake-urile se mișcă foarte, foarte rapid, da? Deci am văzut în episodul trecut că abia ce am reușit să facem dracul ăla de gheață, da? Corect. Acum, pe nenea Sky el mănâncă, el dorește foarte, foarte tare să domesticească un drake. Am, am tributul de... Măi, stai și tu la o distanță un pic mai mare, te rog frumos, highest, așa. Avem tributul de drake, deci trebuie doar să-l adormim. Doar să-l adormim un drake și după aia a trebuit să fim ok. Noi ce vrem rapid, îi băgăm tributul în inventar și aia a fost tot. Dar buba este că nu cred că pot să nimer un drake cu arma. Da, cu long nail rifle-ul ăsta. Și mă gândesc că poate o să avem nevoie de pteranodon de genul ăsta, da? De asta zic. Bun, hai să vedem, unde e Golden Dodo. Și astăzi trebuie să ajungem să domestim și giga-ul vieții, giga. Opa, ce ești tu aici? Mochops, care largă de un dilo. Neinteresant. Ok, aici am găsit un Golden Dodo aici. Să vedem dacă suntem în stare. Deci eu am mai încercat să bat un Golden Dodo cu nenea asta pe ziua de astăzi. Și n-am prea reușit. 480 de damage, ești nebun. 480 de damage. Mamă, mor când văd. Și noi dăm 1100 și ceva. Cam dă gușterul. Îi dăm și noi, dar nu cam dă. Și are și debuff-ul ăla nesimțit. Mori odată în puii mei. Nu, fugi. Că debuff-ul ăla ține 7 secunde și poate ne moare. Hai să mâncăm ceva. Are multe zătă. Cam mi-aș piciorul cine face Golden Dodo. Cum poate, mă, să ne dea în halul ăsta Golden Dodo? Ești nebun? Nu, deci trebuie să vin cu Alosaurul. Nu pot să cred că trebuie să vin cu Alosaurul ca să mor un Golden Dodo. E absurd! Fraților, hai că am venit cu Alosaurul aici și am găsit noi Prime Alpha Dodo de level 600. Ăștia se pare că nu pot fi domesticiști, numai dacă e să-i omorâm. Level 600, 15.000 viață. Suntem cu Alosaurul, deci cea mai bună șansă ca să putem face pe fraier. Hai să vedem dacă suntem în stare. E un Prime Alpha Dodo, deci... Cât de damage? 53 damage. Mamă, ziceam să vezi, frățică. Ia, ce ne-a dat? Ok. Small XP potion. Da. Asta cred că vreau să păstrez pentru fii atent, bow. Și niște mânuși interesante. Și de asemenea skin-ul ăsta.
Și da, nu, ok, puțin, mă așteptam la mai mult, sincer, dar oricum suntem cu Alosaurul, deci 35,9 versus 3, hai, las, e ok, e ok. Și hai să mergem să vedem, da, să găsim aici Dodo-ul ăla. Băi, mă disperă ăștia cu culorile lor dubioase. Când îl văd așa cu roșu, mereu am impresia că e ceva alfa, ceva interesant, dar de fapt ciuciu. Nimic. Am mai murit eu la Dodo pe insula, pe insulița noastră, uite-l, mă. Dar da, mă, vedeți, deci la Alosaur, ho, mâncați, show, ho. Stai locului, așa. Hai să discutăm. Parte în part. <gântu-i> 20 de golden treats. Foarte tare. Foarte șmecher. 1, 2, 3 niveluri. E ceva. Da. Dă mama lui de golden dodo. Dă. Rupe. Ok. Hai în puii mei să mergem să domesticim giga-ul vieții, frățică. Ne apropiem, dragilor, de insulița magnifică. A, mă, deja văd zombi. Ia uite, e plină plaja. Badass de care. E plină plaja de zombi, Dodo, în puii mei. Fucking Christ. Nu văd, frate, nu văd ce T-Rex e. Badass de 465. Wow, cine atacă? Stai așa. Ia mă bag de sub apă să facem atac. Băi, nu știu. Băi, prietenaș. Bă, nu vreau să mă bag la prostiile de zombi, Dodo, mâncau. Uitați-vă și voi că sunt. Wow, fiți atenți că se duc după tiranozaurul ăla. Fiți atenți. Băi. Ce mă, totul megalodon. Băi, potolește-te, mă, pui, băi, n-auzi. Frate, încearcă mă aici să privească bătălie. Cât are, mă, T-Rex-ul viață? Că nu-mi dau seama. Sunt prea mulți, frate, nu-mi dau seama, mă jur. Ăla e un alt, e un carno acolo în depărtare. Ok, fraților, hai că trebuie să vorbim mai încet. A venit mândra să ne certe că e deja o oră super târzie. Uitați-vă și mie. Nu mă bag, frate, la zumbdodo ăștia aici nebun. Eu țin la viața mea și la alozaurul meu. Uite-l. Cât e? Giga de 475. Fucking Christ. Poate nu merge cu un single gold rântit, că nu știu ce vă fac. Ok, deci trebuie să-l domesticim și pe aia să fugim instant, da? De zom dodo vieții. Stați așa că tocmai ce s-a abonat nenea Oscan la noi aici, în mijlocul filmării. Că da, de ce nu? Okay, putem să fugim un pic de tine? Vii după noi? Văd un fulminu aici, nu ai fi atent, hai să mergem înapoi. Repede. Hai măi. Unde are, mă, burta? Perfect. Și acum fugi. Hai. Vii? Mamă, și ăștia mi se pare că o stamina mică este. Deci mulțumim și lui nenea agresiv. Haide. Deci s-au strâns toți megalodonii pe lângă el, frate. Toți s-au strâns. A trecut prin un cui de megalodon. Ce cui mi-a făcut. Mulțumim, nenea agresiv, care știe să... Poate moare giga-ul. Manta, în puii mei, manta. Hai, mișcă-te, te rog eu frumos. Mișcă-te, unde puii mei insulița aia cea mai apropiată? Unde e, frate, insulița? Aici, în direcția asta generală. Vii? Bravo. Deci în mijlocul megalodonilor, în mijlocul apei, când așa... Ha, e so funny, e așa de unde funny, apreciez mult. Vine, mă, gușterul. Bă, să vedeți voi că ăsta moare că n-are stamina, fraților. Unde-i, mă?
Ăsta o să-și ia damage și moare că nu are stamina. A murit și n-am văzut eu? Uite-l, uite-l, uite-l. Ok, ne mișcăm mult prea repede pentru el, am înțeles. Gata. Hai ușor, hai ușor, hai ușor. În direcția asta. Manta viețiu, serios, în pui mei. Hai nene, hai nene, hai nene, mișcă-te mai repede, te rog eu frumos. Hai. Hai, 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 că n-avem timp, n-avem timp, că îi se duce stamina la gușter. Unde e, mă, fratele meu? Mai vine un manta. Băi, nu m-am gândit în viața mea că e atât de greu să iau un giga de pe insula aia, mă, cava sufletul vostru. Ia uite-l, ia uite-l cum vine manta o vieții. Dar vine, cum să vă spun, așa, chitit, nu? Pilarește tot, nu lăsa nimic în viață. Inclusiv carbonis, că da, de ce nu? Hai, vii, finally, în puii mei, ajunge și ăsta. Nu știu cât stamina asta și cât stamina are și mi-e frică. Hai mă, hai mă, hai mă, cu viteza luminii stinse. Ia uite, îl atacă altceva acum. Hai, hai, vino, vino, lasă atacurile. Vino, te poți mișca până aici. Dă-te mai așa să-l văd. Haide, 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 știu că poți, știu că poți. Hai că încă n-ai nimic roșu pe tine. În sfârșit. În puii mei, finally, câtă viață mai ai, mă? Băi, de o cât de mare e, oameni buni. Câtă viață are, mă, stai așa. Level 91. Nu, level 91 sunt eu. Fii atent că e o femelă. Ia stai, mă, ia stai, mă, un pic. Câtă, stai așa. 417.000 viață. What? The actual fuck, 2300 de stamina, da, cum vă spun, n-are pic de stamina. What? Ok, ok. Păi trebuie să testăm chestii. Nu știu cum să vă spun, dar trebuie să testăm chestii. Bun, dragilor. Îl duc acasă. Cu greu, o să-mi fie foarte, foarte greu, îl duc acasă. Ce stai și să uite la mine, vai de capul meu. Și revenim în momentul în care poate reușesc să-i fac o șa, nu știu din ce se face, n-am idee. Dai așa să mă bag aici cu guștele. Ia uite, ia uite, plin de megalodon, plin de sarco, plin de toată floarea aceea vestită. Antecului a pus radeton, nu lăsa nimic. Mai am ceva? Bun, dragilor, i-am făcut o șa, i-am adus-o la nivel de ce ești, mă? Rare, nu știu ce, puii mei. Așa. Hai să vedem care este atacul de bază. Nu cred că văd bine. Mă dor ochii. Ce? 6840. Dacă aș putea să prind un Drake, ca aia e buba, că nu poți să-l prind, știi? Cred că n-ar fi o problemă. Cred că o să punem noi în stamina și în speed, în mod surprinzător. Am aici câteva poțiuni. Small experience potion și tiny experience potion. Bag acolo, my friend. 125%? Mamă, frate, deci uitați-vă și voi. Crește cu 0.3 viteza de deplasare. Păi pierd aiurea niveluri numai în viteza de deplasare, puii mei. Reușim, mă, să-l ajungem la 125 măcar? 121. N-am reușit să-l ajung la 125. Da, vă apreciez și mă bucur foarte tare că sunteți abonații mei, Nenea Oscan, care acum a mai donat. Mulțumim, în mijlocul filmării, apreciez foarte tare. Bun, băi, cred că ne mișcăm un pic mai repede, nu? Parcă, parcă, parcă. Bun, hai să băgăm un pic în stamina. Cum face el, mă, cățe, ai suflet. Mamă, frate, cum trece peste tot.
Ce am omorât? Nu știu ce am omorât. Am făcut, am mușcat odată, îmi cer scuze. Deci mă simt, știți cum mă simt acum cu ăsta? Zici că sunt într-un magazin de bibelouri. Trec așa și mai ating ceva și mai bom, mai pică. Fucking Christ. Cum să fie mă atacul de bază 6800 și ceva? Puii mei. Hai să vedem de curiozitate înainte să... Opa, fii atent că ia și lemn. De ce aș avea nevoie de lemn? Cât are greutate? 4800 are greutate. What the actual fuck? Fii atent că cu ăsta pot să mă duc să car la... Ce? Să iau lemn și thatch. Ok, hai să vedem cât de mult îi scade stamina în apă. Sunt foarte, foarte curios ce se întâmplă în apă. What? Ah, am trecut peste un coral acolo, nu știam ce se întâmplă. Oh my god. Doamne Dumnezeule, nu. Bă, și mă gândeam să mă duc el pe Carno Island. Sau mă rog, ce pui mie pe insula vulcanică. No, n-are sens, frate. Ești de bun, mi-a forever mai să... Numai dacă ne-am face un raft. Am putea să ne facem un raft. Este? Gata, 125%, acum cred că pot să mă fericit. Da, am putea să ne facem un raft și să ne ucim acolo pe insulă. Și să încercăm să vedem dacă suntem în stare să omorâm la Zom Dodo. Este? Ah, corect. Trebuie, deci la rugămințile lui nenea Teo, trebuie să-i punem numele Dodo. Bun, acum dacă mă dau jos, sunt direct pe tine, corect? Da. Ok, change name. Dodo. Ce să facem acum, mă? Că să fă, n-ai că să fă. Ce e asta, mă? Elite din mă fădă level 55, neinteresant. Oh, salut. Prime Alpha Dodo de level 600, cu 15600 viață. Încă una și gata, aia a fost tot. Mulțumesc. I-a picat ceva, i-a picat ceva, ia să vedem. Frate, cum mă dau jos de pe ăsta, ești nebun? Ok, nimic interesant. Da. Asta putem să aruncăm, că deja avem încă unul acasă. În ce să băgăm? Fraților, în ce să băgăm? Băgăm tot în melee damage. Pui mei, are 417.000 viață. De ce aș băga în viață? Fucking Christ. Dude, în pui mei. Doamne Dumnezeule. Da, așa, ce scuze. Pardon, scuzați. Mage Oberis. Mage Oberis. Bine, asta e periculos, că dacă mă întâlnesc cu un dragon e atât de încet încât nu cred că pot să fug de dragon. Asta e boba. Deci trebuie să fim... Oh! Cred că ne putem duce pe Broodmother cu el. Asta e alfa-ul nostru, nu? Da. Mamă, zic că avem așa un alfa dodo așa, pur și simplu aiurea, undeva pe insulă, părăsit. Dude. Am putea să ne ducem la Broodmother cu el. Hai să facem chestia asta. Hai să vedem dacă ne mai aducem aminte pe unde era Broodmother. Bun, dragilor. Hai că... Am făcut un backup. Și suntem cu Gigao în Mlaștina. Dacă mai țineți voi minte că în Mlaștina era un Araneo Broodmother. Acum, din păcate, Araneo Broodmother s-a găsit. Ce level e mă? Stai așa, hai să vedem, o mai vedem. 210. Cred că ne putem să omorăm. Nu știu, omoră ăștia pe aici, ia uite, Meganaura, nu mai păian jene în puii mei. Mie mi-e frică, întotdeauna mi-a fost frică în Mlaștină datorită lipitorilor. De când au adăugat lipitorile, am zis eu nu mai pun piciorul în Mlaștină nici să mă bați. Mi-aduc aminte și acum pe insulă prima dată, când eram pe acolo pe Mlaștini, stăteam ca goșterul cu frica în sân. Ia mă. Mă, eu am făcut backup, deci dacă zici să se pună vreo... Fii atent ce îi dăm aici. Cred că fii atent că cred că am avut noroc și am prins o blocată.
Oare am putea să ne dăm ușor înapoi să o facem să vină după noi? Sau e blocată? Așa, 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 bravo. Vino pe pământ, că după aia dacă te... Ne crește torporul? Nu ne crește torporul. Perfect. Și nici nu ne împinge înapoi, ceea ce e ideal. Oh, oh, oh. Nu ne crește torporul, dar ne dă un poison. Bă, ești nebun. De-aia așa că trebuie să-i fac prin screen aici. Din ce uim, frate, să-i fac prin screen, că n-am de une. Nu știu de unde să-i fac prin screen, în puii mei! Îi dăm, mă, ceva damage, că nici nu realizez dacă îi dau ceva damage. Nu, de aici trebuie cumva. Nu știu cum. Ok, cred că e suficient. Hai să vedem înapoi ce se întâmplă. Ne-a dat ceva, ne-a dat ceva. Vai de capul meu! Dude, fucking Christ. Îi mai dau, mă, mult. Câtă viață are, frățică? Oh my god, finally! Finally! A lăsat ceva în apă? Cred că a lăsat ceva în apă. Hai să coborăm repejor. Da. Sper că nu sunt îngreunat. Fugi înapoi. Bravo. Ok, nu ne arată niciun debuff ceva, că am avea o lipitoare pe noi. Hai în primul rând să vedem melee damage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 13 niveluri în boii mei. Wow, 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 wow. Cine ne-a atacat? Unul de sus de acolo a scuipat pe noi. Da, unul nu știu din asta a scuipat pe noi. Bătule, știi-te, my friend. Chill, calm, calmate, calmate. Încă un nivel, așa ca fapt divers. Ne-a dat Broodmother Trophy. Și putem să-l punem pe un wallman. Fii atent, fii atent. Dude, fii atent ce armuri ne-a dat, ești nebun. Stai așa, deci avem așa, 193 armură, pf, clar. Așa și în picioare 242, pf, clar. Mai avem ceva pe aici, uite, putem să punem ăsta așa. Băi, ce urât suntem. Foarte, foarte fain. Foarte tare, man. Bagăm fortitude, să avem acolo pentru geruri și alte chestii. Și acum varsă tot în inventarul gușterului. Deodată, pui mei. Fucking Christ. Am făcut un Broodmother. Voi nu cred că înțelegeți ce se întâmplă că am făcut un Broodmother. Oh my god! Trebuie să-i mulțumim, să le mulțumim în primul rând lui Teo. Nina Teo, Teo de pe live, care a insistat. Știți cum a insistat omul? Deci a zis live-ul. Toată lumea, stai așa că am uitat de gama. Nu știam ce e așa întunecat. A insistat. Ia-ți giga-ul ăla, ia-ți giga-ul ăla, ia-ți giga-ul ăla, ia-ți giga-ul ăla. Eu nu, Batman, Batman, stai așa că trebuie să căutăm un din ăsta, dar... Mai am ceva pe aici, nu mai nimic. Dude-mi puii mei, deci nu m-aș fi gândit că poate să fie atât de OP. Nu mi-ar fi trecut în cap. Păi cred că ne putem duce pe tot Orexii. Opa, încă un Broodmother. Ce level ești tu? Nu, că e level mare, 595. Nu vreau să mă bag pe el numai pentru că e 595. Bine, nu ar fi o problemă că nu-l facem, mă gândesc, adică mă gândesc că-l facem. Problema ar fi că vreau să-l domesticesc. Cam asta ar fi 595. Da, nu, hai să-l ocolim. Hai să-l ocolim și să vedem dacă putem să ajungem la Dodorexiu din partea cealaltă. Mamă, și ăla e super departe, fraților, nu știu dacă vă puteți imagina cât de departe poate să fie. Prin mlaștină, nu? Că doar puii mei. Opa, mi-am luat un pic de damage acum, de rage, ați văzut? Deși și are rage în momentul în care pică. Dar în rest, de la Broodmother nu și-a luat nici un pic de rage, sau cel puțin nu am văzut eu să-și fi luat. Cum merge omul, n-are niciun stres. Ok, pe aici e deja mai adânc un picuț apa, nu știu dacă îmi convine. Salut, Paracer, Paparacer, mamă, s-a umplut ecranul, frate.
Am intrat aici, s-a umplut ecranul, ești nebun? Fucking Christ. Distruge tot, distruge tot, pui mei. Nu pot să înțeleg, nu, deci creierul meu nu știe să proceseze ceea ce se întâmplă în momentul ăsta. Uite, te rog eu frumos, nu mai... Sar cu aia, pui mei, badass Beelzebub, așa ca fac divers. Nu, ne îngreunăm numai de la lemn. Ce e aici? Alo, 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 unde ne credem? Vai de cap! De asta aveam eu lag pe server în pui mei. Că vă strângeți toți ca gușterea, ce grămadă, claie peste grămadă. Deci nu mai știe viat în ce am umplut pe aici de... Ia, stai că vine și sarcul ăsta pe mine. Salut, my friend. Ce faci? Cum o duci? Ești ok? Ești în regulă? Ok, și acum trebuie să eliberez inventarul de... lemn. Trebuie să vorbim un pic mai încet, că iar am uitat. Eliberăm, mai eliberăm. Fii atent că am luat țiței. De la ce am luat țiței? Ce-a dat, mă? Mai e un RNO. Ce level? RNO 265. Putem să-l facem. Putem, dar stai două secunde. Să mai aruncăm din prostiile astea, că suntem prea îngreunați. Gata, așa și mai bag în melee damage. Auzi. Ce vorbești, domnule? Ce vorbești din pui mei? Că n-am ce face, n-am ce... Oare mai cum ai putea să fac o poză mai interesantă? Ia, hai să încercăm. De fapt, nu așa cu capul. Chiar ascunde și ăsta. E cu pacul ăsta fix unde aș vrea să fac poza. Hai, vin la tata. Da, e cu pacul ăla fix în... Cum stau, mă, cu viața? Stau super bine cu viața. Două secunde, te rog frumos, că trebuie să dobor cu pacul ăsta. Nu, stai așa că stăteai bine. Era soarele perfect. Așa. Perfect. Șmecher. Cum o ducem? Da, mă, deci fiți atenți că damage, la cât damage luăm de la RNO, nu ne crește... agro-ul ăla acolo. Foarte, foarte tare. Mai dăm mult mâncare țesuit. 4400. Și RNO ne dă... A, gata, s-a dus, a fost ok. Iar, trebuie să ne panicăm. Ok, și acum presupun că trebuie să mă dau jos și să caut. Uite-l aici. Și am luat și trofeul. Ia uite, fii atent, iarăși. A, nu, asta nu, 202. Ba da! What the hell? Ok. Iarăși un trofeu. Am mai luat o cantină. Mi se pare foarte dubios că nu sta atât de obișnuit de pe Scorched Earth să se evapore apa din cantine, încât mi se pare extraordinar de dubios că nu se evapore apa din cantine. E ceva neobișnuit pentru mine. Ia uite frățică, ești nebun. Ok, să mai aruncăm din lemn. Din saci. De unde am luat eu țițeiul ăla? Large experience potion? Dude! Bagă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37. 37 de niveluri, pui mei! Ești nebun! Numai în attack! Numai în attack! Ok, unde ne ducem? În ce poate ne... Așa, aici, în speranța că poate găsim...
Zice lumea după ce te atacă ceva. Nu, am de gând să-l țin în puii mei de bibelou. Bineînțeles că o să atace. Oh my fucking god. Hai să vedem. 17.000 damage. 17 fucking mii damage. Nu pot să urlu acum că aș urla. 17.000 damage. Boy, baby. Opa, stai că am văzut niște scuipături de la un araneu. E un araneu aici, uite-l, uite-l, uite-l. 15.000 damage la ăsta. Ești de bună, pui mei. Tot. Mai bag. Ce-a ta la tăra asta? Fraților, fraților. Ia uite ce-mi văd ochișorii. A, 225. Avem trofeul la noi, avem trofeul la noi. Da. Bine, el acum văd că planează. Oare am putea să-l atacăm, să-l atingem? Când planează. Deci el niciodată, din cât am citit pe Wiki și așa, un drag niciodată nu aterizează. Și tocmai ce a aterizat. fac, nu e bine că... Ce atacă el acolo? Megaloceros, bravo mă. Ok, nu cred că avem șanse mai bune, nu? Adică să ne ducem să încercăm să găsim un drag mai mare sau ceva genul ăsta. Hai să încercăm, nu știu, trebuie să încercăm, nu? A, scuze, am făcut click dreapta și a început să ragă gușterul. T-Rex-ul ăsta mă enervează un pic, deci... Uitați-vă și voi ce minciună, deci eu am citit clar că nu... Mamă, poate nimeni în tine, gușterule. Cum pot, mă, să mă pun pe capul lui? Dude, nu te uita în sus! Nu, n-am cum, trebuie să mă dau jos de pe el. Dar mi-e ciudă că e T-Rex-ul ăsta aici. Hai să ascundem arma un picuț. Cum să facem noi chestia asta? Băi, T-Rex-ul vieții, nu te mai plimba, frate, că mă iriți. Fugi înapoi un picuț. Așa. Mi-e frică, nu aveți idee cât de frică mi-e în momentul de față. Mai avem ceva pe aici dubios? Nu, deci așa cum e el acum în aer, nu am nici cea mai vagă șansă să-l nimer, asta e clar. Acum că... fuck! A venit Jușa, s-a apucat să atace ceva, ce? Nu! Really, nigga? Mușcă-mă pe fraier. Mai e și un argi acolo. Mie să nu-l atace argiu după aia. Atac argiu. Așa, bravo. Moară argiu ăla. Îl distruge? Ar trebui să-l distrugă fără niciun fel de stres. Da. Pua. Te cobori ca să mănânci? Hai, te rog, coboară-te ca să mănânci. Dacă ar fi instant, să atingă instant... Na, că iar s-a ridicat. Nu. Nu pot permite să mă duc aproape, că îmi dă cu slow. Și după aia nu mai pot să fug de el. O să dispară, nu o să se mai randeze. O să dispară din raza mea de... Agi. Mă pot depărta un pic de giga? Un argi acolo, ok. Fuck, ok, ai un pic mai aproape, numai un pic.
Așa, 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 așa. Se pune jos, se pune jos? Nu se pune jos, ok. Hai în stânga. Ha, mă, te rog frumos, pune-te jos. Fucking crash. Și poate să acoperi o distanță atât de mare. Asta e buba. Mi-e frică, mi-e frică în ultimul hal, nu alții de... Încă un Argy, încă un Drake. Încă un Drake. Ce level ești tu, Drake? 175, ești mai slab decât ăsta? 225. 5, 5, 5. Poate vine gușterul ăsta în coa, că nu știu ce-i fac. Badass Sergeant Davis has been defeated. Nu, n-avem șanse, n-avem șanse să-l limim. Mă sperie. Iurea. Nu, trebuie să mă duc după el mai mult. Fucking Christ. Nu vreau să mă duc după el. Unde e, unde e? Uite-l, uite-l. You're freezing, mersi. Trebuie să mâncăm ceva. Avem ce să mâncăm, nici nu știu. Use item, use item. Așa, așa, pun-te jos, pun-te jos. Pun-te jos, pun-te jos. Ce facem, am dat târcoale? Mor aici de frig și ăsta mă apuce să se apucă să mă tace. N-avem, nu știu, nu știu ce să-i fac, nu știu ce să-i fac. Să mă duc să-mi atace Giga-ul și să sper că pot... S-a pus jos! E pus perfect jos, nu știu cum să vă explic. Nu, dar vină și tu pe pământ, te rog frumos, ca să poți să ajungi și la tine, nu vrei? S-a pus jos pe pământ. Am atins? Nu l-am atins. Fuck. Câte săgeți mai am? Mai am 6 săgeți. Bă, cam se mișcă mult prea rapid. What the fuck? Dude. Potoliți-vă în pui mei. What? Ce face, mă? N-am, trebuie să mă duc super extraordinar de aproape de el. Asta e singura șansă și să încerc cumva. Nu știu, poate să-l fac să vină spre mine. Dacă aș putea să-l ating. Fucking Christ, nu, că mi se ducă toate astea. Nu, hai, ultima încercare, puii pe el. Mă, că nu vreau să se agite, asta e buba. Că dacă se agită, după aia e și mai greu, de 2000 de ori mai greu de... Hai, nu acolo, așa. Mama ta, băi fratele, mai am două gloanțe. Pun-te jos, te rog. Pun-te jos. Hai, te rog, nu acolo sus, mama ta de gușter. S-a apucat să atace prostii pe... Unde e frate, pe mine văd de copac? Mamă, poate vine fix înspre mine acum.
Da, fac. Am sigur că dacă trag o să se schimbe direcția de mers. Nenea Giga, vino și te mai aproape, te rog. Uf, nenea Dodo. Mamă, deci nu aveți idei în ce hală îmi pompează inima acum. Ia uite, frate, s-a băgat în piatră, ești nebun. You're starving, da, 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 șuș. Nu, păcame și piciorul, nu. Atât, atât. Este! Este! Gata, vino după mine, vino după mine. Fugi de aici, fugi de aici din zona asta, fugi de aici să găsim ceva, să luăm niște berii și ceva, nu știu. Oh my god, oh my god, oh my god. Cu ultimul clonț, cu ultimul clonț l-am luat în puii mei, cu absolut ultimul clonț. Nu pot să cred. Pa, ce e asta, fratele meu? Badass tiranozaur de level 5. E degeaba. Dude, nu te-am pus pe pasiv? Te-am pus pe pasiv, mă jur că te-am pus pe pasiv. Lasă-l. Mă atacă ceva pe aici pe jos, nu știu ce mă atacă. Băi, nenea, poți te rog frumos să te pui pe highest, așa, mersi. Așa se discută cu un badass T-Rex, ce sunt eu, nu? Hai să vedem dacă reușim să luăm niște mure de pe neva. Nu, Romit, Fiomia s-ar putea să aibă, ia să vedem. Numai să nu mă murim de foame. Nu am ceva, n-are nimeni mure, what the hell? N-am mai văzut, nu mai văd nimic pe ecran, e ok, în regulă. Mure, vreau mure. Se blochează, bă, că se blochează. Mure, băi. Trebuie să mă dau jos la... Cred că trebuie să mă dau jos și să iau murele din... Se blochează, deci pur și simplu am 20 de cadre pe secundă, 34. Cai, de ce am doar atâtea... Nu înțeleg. Ai luat, mă, știu, o mură, ceva. Ei, a luat mure, a luat mure. Avem mure. Mănâncă, bagă tot, bagă tot, bagă tot. Dragii mei, din păcate trebuie să închidem aici episodul. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată. Dacă ați rămas alături de noi până acum, un mic like, un coment, un share, poate o abonare dacă n-ați făcut-o deja. Bună seara, Purești. Bună seara, România. Pe data viitoare.